Radislav Sabirov a intrat pe teritoriul Republicii Moldova pe 6 octombrie, iar pe 7 octombrie a fost decorat de Evgeni Șefciuc pentru participarea la războiul de pe Nistru de partea Tiraspolului. În 1992, Sabirov a luptat împotriva Republicii Moldova, fiind de partea separatiștilor. Noi, în raionul crepostii, prinile primul boi. Вот, вели огонь в сторону вокзала. То есть, ну, бой, дистанция метров 200, но мы в бронетранспортере, там выгружались опоновцы, то есть, по нам вели огонь с пулеметов. Reacția Tiraspolului nu a întârziat. Într-o declarație a așa-numitului Minister de Externe al Transnistriei, se menționează că asemenea acțiuni ale Republicii Moldova vor crea un impact negativ asupra dialogului între două părți. Expulzarea lui Sabirov, în opinia părții transnistrene, demonstrează intenția conducerii Republicii Moldova de a se opune în mod sistematic dezvoltării parteneriatului strategic între Transnistria și Rusia, se menționează în declarație. Din momentul când Rusia a atacat Ucraina, Ucraina pentru criminale de la Tiraspol și acoliții lor de la Moscova a închis aeroportul Odessa. Singura cale de acces este aeroportul Chișinău, unde bravii noștri băieți și fete de la serviciul de graniceri, care mai sunt printre ei și colaboratorii SIS-ului, probabil, deci încearcă să îi filtreze. Se pare că ștampila de expulzare aplicată pe pașaport de către Poliția de Frontieră a Republicii Moldova are anumite consecințe la nivel internațional. Este cunoscut cazul când un oficial al Abhaziei a renunțat să viziteze Transnistria de frica de a fi expulzat, fapt care îi va fi limitat accesul în statele Uniunii Europene.